Bună ziua și vreau să mulțumesc în primul rând gazdelor acestui eveniment. Recent, cred că săptămâna trecută s-au împlinit 2 ani de mandat a primarului general al municipiului Chișinău Ion Ceban și ca și toți chișinăuienii și noi ne așteptam și eu m-am așteptat ca să vedem un raport de activitate după 2 ani, dar nu a fost să fie pentru că dânsul consideră că lucrurile în Chișinău se văd și așa și nu a considerat de bunăvoință să iasă în fața chișinăuienilor care l-au votat să prezinte realizările sale și pe ce cheltuie banii noștri, banii publici ai municipiului Chișinău. Ion Ceban în campania electorală a promis foarte multe lucruri și în baza promisiunilor pe care le-a făcut chișinăuienilor nouă tuturor a și câștigat mandatul de primar general pe 4 ani. 2 ani deja s-au scurs și am hotărât să venim cu un raport. Dacă tot primăria nu vrea să iasă cu un raport de activitate, ieșim noi cu un raport în baza promisiunilor lui Ion Ceban. Cu siguranță că se văd la suprafață lucrurile, floricelele și covorașele, dar eu cel puțin aș fi vrut să văd unde sunt cele peste 6 miliarde de lei, sau cu exactitate să spun 6 miliarde 300 de milioane de lei din bugetul municipiului Chișinău și pe ce s-au cheltuit banii respectivi. Mai mult ca atât, primăria Ion Ceban, în calitate de primar general, este obligat la 6 luni și la 9 luni să iasă cu executarea bugetului și să prezinte în fața noastră un raport pe ce a cheltuit banii din bugetul municipal. Astăzi l-am invitat și pe Ion Ceban să dezbatem. I-am pus și un calculator în față ca să fie mai comod să vadă el poate lucrurile altfel decât le vedem noi și să avem o discuție. Ce se face bine, unde se poate de făcut mai bine și ce nu s-a făcut deloc, așa încât în 2 ani care i-au mai rămas să nu rămână restanțier și să rămână clasa repetent. Vrem să ajutăm. Dar și de această dată lașitatea a triumfat, pentru că e mai ușor să scrii statusuri frumoase pe Facebook decât să ieși în fața oamenilor și să spui exact pe ce ai cheltuit 6 miliarde de lei. Să spui exact care este deficitul bugetului municipal, care este gaura în care ne îndatorezi și pentru ce iei credite. Să ieși cu un raport de ce nu s-a făcut un proiect sau alt proiect. Și eventual să te și lauzi cu lucrurile care merită să te lauzi. Dar haideți să le luăm pe rând. Și atrag atenția la faptul că vorbim doar despre ceea ce s-a promis. S-a promis în campania electorală 2019 și s-a promis pe parcursul a 2 ani de zile. Lucruri concrete, scrise și spuse de primarul general Ion Ceban. Dacă vorbim despre o serie de documente despre care ni s-au tot promis și Chișinăul va arăta altfel. Nu vorbesc de Smart City, Intelligent City, un oraș green, un oraș verde. Vorbesc despre lucruri simple. Planul de mobilitate urbană a orașului. S-a făcut? Nu s-a făcut. Harta investițională a Chișinăului. S-a făcut? Nu s-a făcut. Conceptul de reabilitare a zonei istorice a orașului. Nu. În zona istorică a orașului se continuă construcțiile. Sistemul casa electronică. Eu nu știu dacă Ion Ceban știe că a promis și în general dacă știe ce înseamnă casa electronică. Dar a promis, nu s-a făcut. Registrul electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi. Și să nu uităm că vorbim de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a fost președintele celei mai mari fracțiuni din Consiliul Municipal în mandatul 2015-2019. A fost vicepreședinte de Parlament și a tot promis registrul electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi. În 2015, 16, 17, rupea la megafon și rupea hârtii prin Consiliul Municipal că trebuie de făcut registrul spațiilor verzi. Unde este registrul spațiilor verzi după 2 ani de mandat? Planul de dezvoltare instituțională a primăriei. Este? Nu este. Sistemul de etichetare electronică pentru toate tipurile de transport public. Este? Nu este. Mai mult ca atât, caietul de sarcini pentru etichetarea electronică în transportul public a fost făcut în 2018. Cu consimțământul inclusiv a fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal. Ca în 2019 să anuleze licitația, 2 ani de zile să nu facă nimic și să tot promită mai departe etichetarea electronică. Vreau să mă opresc un pic la planul urbanistic general. Să promiți timp de 2 ani și să tot vorbești la toate emisiunile comode că planul urbanistic general al municipiului Chișinău va fi făcut gratuit de către o companie din Rusia și în 2021 să anunți licitație de 15 milioane de lei ca să faci planul urbanistic general, nici măcar nu este o ipocrizie. Este minciună pe seama noastră și pe seama banilor noștri a chișinăuienilor. De ce nu s-a vorbit cu Universitatea Tehnică din Moldova, așa cum au făcut multe orașe din regiune, fie și în Ucraina, fie în România, fie chiar în Rusia?
Universitatea Tehnică mereu a participat la elaborarea planurilor de dezvoltare a orașului. Nu, e mai simplu să cheme o companie fantomă, să le oferi toată informația și după asta să faci licitații pe banii publici. Și haideți să adresăm o întrebare către domnul primar general, care a tot vorbit despre digitalizare, deși nu cred că înțelege ce înseamnă asta. Câte procese au fost digitalizate în primărie în ultimii 2 ani de zile? Câte servicii au fost oferite chișinăuienilor online în ultimii 2 ani de zile? Vă spun eu, niciuna. În plină pandemie, când oamenii au stat închiși în casă, dar aveau nevoie de servicii, ei oricum trebuia să meargă fizic la primărie ca să le se ofere un serviciu. Niciun serviciu nu a fost digitalizat, deși s-a tot promis. Pe creșterea economică în municipiu, eu o să mă opresc un pic mai mult. Pentru că Chișinău nu este doar capitala Republicii Moldova, Chișinău este motorul economic de dezvoltare al țării. Peste 63% din întreprindere desfășoară activitatea în municipiul Chișinău și generează peste 72% din toate veniturile din vânzări aici, în municipiul Chișinău. Ce a făcut Ion Ceban ca să susțină mici antreprenori? Răspunsul știm? Vă spun eu. La licitații a dat toate locurile de gherete de comercializare a antreprenorilor mari, pe interese, finanțatorilor de partid. Micul business, micul antreprenor, a dispărut. Asta a făcut Ion Ceban. Ce a făcut Ion Ceban cu promisiunea sa ca să facă program startup, care a promis-o din 2019? Nimic nu a făcut. Câți lei a alocat primăria ca ajutor antreprenorilor care s-au închis, care au pierdut spațiul de chirie, care au pierdut forța de muncă, care au pierdut și au trebuit să plătească credite? Nimic. Ce am văzut noi? Doar populism. Doar populism și politică. Dezvoltarea economică a municipiului Chișinău se ține pe antreprenoriat, pe companii noi. Și aici primăria trebuia să vină ca un exemplu. Ca un exemplu de administrare, ca un exemplu de eficiență, ca un exemplu de transparență până la urma urmei. Ca un exemplu care primăria are 63 de întreprinderi municipale, care multe sunt astăzi pe burtă. Dar sunt puși șefuleți de partid, din Partidul Socialiștilor, pentru că le trebuie salariu, pentru că au lucrat pentru Ion Ceban în campanie. Păi ce exemplu dai tu, antreprenorului, companiilor noi care vor să vină să se dezvolte, dacă întreprinderile municipale stau și vegetează, ca să nu zic altfel? Am arătat în 2018 și 2019, am ridicat venitul companiei întreprinderii municipale Autosalubritate cu 25%. Atunci am putut să cumpărăm utilaje și autospeciale din banii întreprinderii. Acum de ce nu se iese cu un raport pe fiecare întreprindere? Care este profitul? Care este cifra de afaceri? Ce servicii oferă? Pentru că e mai simplu să ții totul în ceață și să zici că și așa se vede ce facem noi. Păi vopsitul de borduri e mult mai ușor decât să dezvolți hub-uri pentru antreprenori, start-up-uri, să oferi subvenții agenților economici, să vii cu reglementări foarte clare ca să ajuți, să arăți că ești deschis pentru investiții, pentru că ai promis o capitală investițională. Nu. Scoaruri și parculețe și covorașe. Dar cu MGFL-urile ce se întâmplă? Astăzi primăria Chișinău este datoare 1 miliard de lei întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ. Vă spun eu ce se întâmplă. Ceban acumulează mai departe datorii la termoelectrică. Este ușor să vii să faci politică și populism, să zici că ce are primăria cu termoelectrica. Să dai vina pe toți, pe guvernare, pe moștenire, pe toți. Și să acumulezi mai departe datorii. În 2019 am venit cu un proiect de decizie la Consiliul Municipal în care MGFL-urile, spațiile verzi, întreprinderile de gospodărie comunală trebuiau să fie comasate într-o singură întreprindere. Într-o singură întreprindere, ca să fie eficiență, transparență și administrarea banului public să fie calitativ, dar să nu fie șefuleți, șefuleți, șefuleți peste șefuleți. Iarăși repet, primăria nu a venit cu un exemplu de curățare, de administrare, cu o viziune foarte clară cum ne vom dezvolta noi și unde noi mergem. Doar acțiuni haotice de vopsirea copaceilor și sădirea floriceilor. Pentru că asta doar e mai simplu. Asta doar e electoral. E mai ușor să faci o stradă albișoară din banii donați de Dodon în campanie prezidențială, că poate a câștiga campania. Dar n-a fost să fie. Dar banii s-au cheltuit. Ce s-a întâmplat cu albișoara? S-a inundat și mai mult? Orice primar care vine în funcție începe să facă restructurare în primărie. Ion Ceban, astăzi, cu un deficit istoric al bugetului municipal de peste 1 miliard de lei,
luând credite în stânga și în dreapta de la bănci comerciale, ce a făcut? Și-a majorat numărul de angajați în primărie. Păi ăsta e exemplu de bună administrare în plină pandemie? În criză energetică, când fiecare consumator simte pe pielea lui ce înseamnă venituri mai puține, când fiecare dintre noi simte ce înseamnă să iei credite, când fiecare dintre noi a stat acasă cu copiii fără ca cineva să vină să ofere un ajutor, ce face CBAN? Angajează mai mulți oameni în primărie. Mărește cheltuielile pentru întreținere și pentru salarii. Și vine cu majorări de taxe. Taxe noi. Pe de o parte nu ajutăm antreprenorii, dar mărim taxele, pentru că așa e mai simplu decât să faci reforme și să vii cu o viziune să zici că în 20 de ani, indiferent cine va administra Chișinău, indiferent cine va câștiga votul chișinăuienilor, planul și Chișinău trebuie să se dezvolte așa. Dar noi suntem încă în evul mediu. Dăm cu var. Pe infrastructură, dacă vorbim de creștere economică și strâns legate mediul de afaceri cu investițiile în infrastructură. Unde sunt proiectele mari pe infrastructură? Și aici mă refer la strada Mesager. Strada Mesager care ar lega strada Obișoara de Sculeanca. Și fiecare an primăria bugetează bani pentru strada Mesager. Nu s-a făcut nimic. Podurile din Chișinău, Mihai Viteazu, Ismail. În 2018 am făcut un studiu unde am arătat că gradul de uzură a podurilor este 80%. Situația este critică și trebuie de intervenit. Doi ani la rând, Ion Ceban se plimbă pe poduri, face un cerc înconjurat de 30 de specialiști și promite că podurile vor fi reparate. Dar mai departe nu îl duce capul să le repare. Banii s-au alocați, peste 50 de milioane s-au alocați pentru reparația podurilor. Dar reparație nu este. Nu este. A fost mai simplu să continui proiectul pe strada Creangă. Și apropo, despre strada Creangă, ca să nu zică, să nu zică lumea că nu se observă lucrurile care le facem. Strada Creangă a fost începută în 2018. În 2019 s-au bugetat 55 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor pe strada Creangă. Vine Ion Ceban la primărie, anulează bugetul pentru reparația străzii Creangă, anulează lucrările de reparația străzii Creangă, ca peste 2 ani să reia aceleași lucrări. Păi asta e administrare? Asta e viziune? Asta este profesionalism? Nu, asta este o lipsă totală de capacități de analiză, este o lașitate să ieși în tot felul de conferințe, să acuzi, să nu știu ce, și după asta să faci fix același lucru. Strada Pelivan. Haideți să ne aducem aminte de câte ori a ieșit Ceban în conferință și a zis că el va conecta toate sistemele, apă, canal, termoelectrică, Direcția Transport a Municipiului Chișinău, ca fiecare dintre noi să vadă unde se fac lucrările, ca să nu mai fie că se face asfaltare și se sparge o țeavă. Strada Pelivan în timp de lună de 3 ori a fost reparată. Asfaltul nou s-a tăiat pentru că apă, canal a uitat să schimbe o țeavă. Nu, e mult mai simplu să arăți cu degetul. Dar pe exemplu propriu, arată exemplu cum se lucrează. Strada Albișoara, am vorbit, 120 de milioane de lei. În campanie prezidențială, cadou, primăria nici măcar nu are treabă cu reparația străzii Albișoara. Licitația și lucrările au fost executate de către guvern. În schimb, e ușor să te lauzi. De râul Bâc, eu îl invit pe Ceban să se mai plimbă încă o dată cu suita lui de consilieri și de specialiști fără diplome, pe râul Bâc și să vadă unde sunt 3,6 milioane de lei. Pentru că Stălut, Nisip, Pietriș, numai apă nu este acolo, Ion. De la lucrările tale nu a rămas apă în râul Bâc. Fă-te rog o plimbare, că ai mai fost pe acolo. Te-am văzut, tu și 15 consilieri. Sau să trecem la parcări. Parcări promise. Timp de 4 ani ne s-au promis cel puțin 10.000 de locuri de parcare. Respectiv, după 2 ani de mandat, trebuia să fie cel puțin 5.000 locuri de parcare. Voi ați văzut vreo parcare în oraș? Eu n-am văzut niciunul. Parcare multietajată la piața centrală, minus. Parcare automatizată pe 31 august, minus. Parcări la toate intrările în oraș, minus. Parcări multietajate în fiecare sector, minus. Creată o întreprindere municipală pentru gestionarea parcărilor. Și aici, minus. Dar lui Dodon, în campanie, domnul primar i-a tot raportat că se fac parcări, că se lucrează, că se nu știu ce. Dar rezultatele nu sunt. Și vreau să vorbesc un pic despre lucrările gratuite pe care le face primăria. Cel care striga cel mai mult în Consiliul Municipal, că vrea transparență, că oamenii trebuie să știe, cel care sărea de pe garduri,
și pe garduri și în șantiere cu construcții, că nu se va construi în oraș, astăzi ne dă un exemplu de lipsă totală de transparență și competențe. Pentru că să te lauzi că biroul ți l-a făcut cineva gratuit. O alee o repară gratuit un agent economic. O subterană o repară gratuit un agent economic, fără să dai numele companiilor care fac aceste lucrări, este ilegal și este conflict de interes. Și la mine, cu siguranță, apare întrebarea. Pe 31 august, lucrări care au început în 2018, din pachetul 2 BERD, de 10 milioane de lei, contractată compania X-Factor, ca să facă lucrări la utilități. De ce sunt într-atât de întârzieri? Poate X-Factor este unul din sponsorii ăștia orașului și primăria nu le pune penalități? Voi nu vreți să cunoaștem și noi cine sunt acești sponsori și ce relație are CBAN cu ei? Un bloc nu mai puțin important ține de educație. Și aici, iarăși, strict mă refer la promisiunile făcute în campania electorală. 20 de grădinițe noi în 4 ani. Ceea ce însemna că în 2 ani de zile, cel puțin 10 grădinițe noi. S-a deschis vreo una. Nici o grădiniță nouă nu a fost deschisă. Eu mă bucur și îi mulțumesc și pe această cale, că cel puțin le-a deschis pe cele care le-am început. 166, 112, Kiril și Metodiu, 79, mulțumesc. Dar nici o grădiniță nouă nu ai fost în stare să începi măcar lucrările. Și asta este trist, pentru că 35 de copii în grupă, pentru că e pandemie, pentru că ai ținut copiii acasă, trebuia măcar să te faci că începi lucrări undeva. Încă e de sarcini, puteai să începi să elaborezi. De ce bugetele grădiniților nu sunt transparente și publicate pe site-ul e-grădiniță? Da, cu lupta cu taxele ilegale. Da, ca fiecare copil să poată să meargă la grădiniță și să nu stea închis în casă, nimic nu s-a făcut. Nimic pe capitolul educației. Nu, Ion Ceban săptămânal iese și zice, vom schimba meniul în grădinițe, vom schimba alimentația. Domnul primar general, este meniul standard făcut de Ministerul Sănătății. Nu mai îmblați, vă rog, cu minciuni că schimbați meniurile săptămânal. Apucați-vă de lucruri concrete, dezvoltați orașul, construiți, lăsați în urma voastră ceva. Pe mediu, s-a promis managementul deșeurilor, sortare, crearea linii de sortare a deșeurilor, modernizarea stației de transbordare, nu s-a făcut nimic. S-a închis uzina ABS, acum întreg volumul de deșeuri este îngropat la Țânțăreni și Ion Ceban se laudă cu asta, că în lumea modernă gunoiul nu se mai îngroapă. Ion Ceban a împrumutat 9 milioane de euro, 9 milioane de euro, ca să îngroape gunoiul la Țânțăreni. Ion Ceban se laudă că creează, construiește stația de tratare a levigatului la Țânțăreni. Ion, dacă nu ți-au spus consilierii tăi, îți spun eu. Stația de tratare a levigatului a fost cumpărată în 2019. În 2019. Minus mare cât timp de 2 ani de zile tu încă te lauzi că o construiești. Noi la Bubuieci în jumate de an am pus-o. Pe calitatea aerului, în 2019, împreună cu Orange și cu proiectul PNUD, trebuiau să fie instalate indicatoare de măsurare a calității aerului în fiecare sector al municipiului Chișinău. Inclusiv ca să ajute primăria la dezvoltarea planului de mobilitate urbană, să vedem unde sunt cele mai multe emisii. Nu s-au făcut, s-au oprit. Au închis proiectul. Nu-i trebuie lui Ceban să vadă calitatea aerului în Chișinău, când toată lumea astăzi vorbește despre calitatea aerului, despre poluare. Ion Ceban se face că plouă. Câinii maidanezi. Singurul centru din regiune l-am creat în 2018-2019. Trei misiuni internaționale de sterilizare a câinilor străzii au fost aduse atunci parcursul unui an. De atunci până astăzi ce a făcut Ion Ceban? Vă spun eu. A reușit să piardă licența pentru sterilizare și tratament medical din cauza condițiilor insalubre la centrul de sterilizare. Deci astăzi centrul de sterilizare care noi l-am creat cu greu, dar l-am creat, unicul din regiune, nu poate steriliza câinii străzii pentru că Ceban a pierdut licența, pentru că el nu a găsit un medic veterinar. Deși Ceban ce a promis? Haideți să ne amintim din programul lui electoral. Câte un centru de sterilizare în fiecare sector al municipiului Chișinău. El nu a fost în stare să-l întrețină măcar pe cel care l-am creat noi în 2018 și 2019. Ah.
Ion Ceban a făcut politică. Asta a făcut 2 ani de zile. S-a lamentat pe moștenire, s-a lamentat pe echipa primăriei, s-a lamentat pe guvernare. Am luat săptămânal la raport la Dodon ca să-i zică că situația în Chișinău înflorește. În campania prezidențială și-a luat concediu ca să ajute partidul în alegerile prezidențiale. Numai administrator n-a fost. Ion, eu nu știu unde ai învățat tu. Am auzit că am învățat la aceeași școală din Berlin. Probabil că ai rămas repetent și acolo. Acum, ci că faci un masterat la Moscova. Apucă-te de administrat. Pentru că faci de rușine tot ce înseamnă management și administrare. Management înseamnă transparență, eficiență, comunicare. Ion, comunicare. Lasă îngânfarea asta și plimbările cusuitele pe acolo pe unde ai boit o bordură și te duce lumea acolo ca să vezi ce frumos ai făcut. Plimbă-te pe tot perimetrul și vezi. Dezvoltă. Lasă în urmă ta ceva, că după 2023 ai să pleci în politica mare, poate. O să vină alt primar și va continua lucrurile bune care tu ai să le începi, dacă ai să le începi. Dar se pare că nu te duce cap. Promisiuni versus realități. O primărie fără corupție, dar Ion Ceban a reangajat toți funcționarii care i-am dat eu afară. Un angajament prin care spuneai că nu vei dizbina și te vei ocupa de istorie, limbă, dar primul lucru care l-ai făcut, ai deschis muzeul Leningradului. Te-ai laudat că vei deschide 20 de grădinițe noi, dar nici măcar cele care le-am început deja nu ai fost în stare să le duci la cap. Locuri de muncă pentru tineri, dar pe cei care au pierdut locuri de muncă, inclusiv tineri, nu ai venit cu niciun ajutor. Și terenurile. Terenurile municipale. Că eu mi-aduc aminte megafonul, gardurile și toți deputații partidului, din Partidul Socialiștilor pe sub garduri, numai să nu se construiască. Păi dar se construiește într-o veselie în Chișinău. Gata, au dispărut problemele. Ai promis că nu va fi nicio construcție până nu va fi aprobat planul urbanistic general. Numărul de autorizații s-a dublat față de perioada precedentă. Și inclusiv în centrul istoric. Clădirile conflictuale la care eu am stopat construcția, astăzi construiesc într-o veselie. Asta sunt promisiunile. Ai promis un oraș al investițiilor, dar n-ai venit cu nicio poziție clară față de mediul de afaceri și cum ajutăm antreprenorii din municipiul Chișinău. Ai strigat la megafon că părinții nu vor mai plăti pentru reparații în grădinițe. Astăzi se colectează taxe într-o veselie. Mai sunt încă 2 ani, domnul primar general. Vremea trece repede. Și tare mult mi-aș dori, așa cum imediat după alegeri, v-am felicitat. V-am recomandat niște acțiuni prioritare. M-am bucurat, poate, că ați câștigat primăria și că aveți tot suportul Consiliului Municipal. Mai aveți 2 ani în care să puneți bazele dezvoltării capitalei Republicii Moldova. Pe următorii 20 de ani. O capitală în care să fie un aer curat, să fie oameni sănătoși, în care să nu stăm în trafic deja de 2 ore ca să faci 3 km. Ca să nu te lauzi cu oraș smart punând doar un semafor în fața primăriei. Domn primar, asta nu e oraș smart. Înțelegeți? Aveți toată deschiderea. Că au dispărut toți cei care strigau și criticau. I-ați angajat pe toți. Toți care în 2018 făceau proteste în fața primăriei, acum lucrează în primărie și pentru primărie. Păi apucați-vă de lucru. Apucați-vă să administrați orașul, că municipiul Chișinău nu este despre politică, despre partide, este despre oameni, problemele reale ale oamenilor, părinți, profesori, copii, bătrâni, câini maidanezi, poduri. Astea sunt problemele. Și administrați. Administrați orașul Chișinău așa încât să ne putem mândri cu el. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că întrebările care le-am adresat vor ajunge la Ion Ceban. Noi am mai trimis demersuri către primărie, dar la unele dintre ele nici măcar nu primim răspuns. Noi vom continua să solicităm informații pe fiecare domeniu, așa cum am solicitat să fie făcut public și raportul de executare a bugetului. Dar se pare că transparența lui Ion Ceban e alta decât ceea ce înțelegem noi, dar eu vreau să-i amintesc că el este acolo ales de oameni și în serviciu oamenilor și nu invers. Și banul care el îl cheltuie este banul nostru tuturor. Este bugetul oamenilor din municipiul Chișinău.
Și să lase îngânfarea să zică că se văd lucrurile și nu am de gând să vin cu raport. Și Chirtoacă Ioane vinea cu rapoarte. Chiar și Chirtoacă vinea și prezenta ce a făcut. Și tu nu vii să prezinți. Tu ești obligat să ieși în fața oamenilor să zici pe ce ai cheltuit banul public. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă tuturor.